Pentru Poliaș, Mensah trimite înalt, o face bine! Vinge este trimisă de Baxevanos peste poarta lui Eșan. Bună centrare, și o reloare destul de bună a grecului de 21 de ani, care a trecut prin curtea lui Lazio la nivel de copii și juniori. El aparține de FC Botoșani, de unde e împrumutat la Iași. Vinge, ajunge la Mihaiu, combină frumos cu Ianuș Gol, din nou Andreas Mihaiu. Mihaiu este blocat în momentul centrării. Centrarea se transformă însă într-un șut pe poartă, iar Ianuș Veanul de 22 de ani, la această minge deviată de Baxevanos, o deviere nefericită în încercarea de a respinge balonul centrat de Mihaiu, putea să se transforme în gol. Bază fixă pentru Dinamo, Paul Anton bate bine cornerul Albentosa, bară din nou. Iată bara lui Albentosa. Centrare bună, lovitură de cap și ce reflex are Șanu. A doua șansă pentru Baxevanos, lui de 22 de ani de la Dinamo. De Iriondo este omul care a-l reluat cu capul. Argentinianul folosit și fundaș central mai multe meciuri în acest sezon. Iată, blocat în linie directă, un 5-2. Aici cade Albentosa, are nicio treabă cu mingea, își împinge adversarul. O are 21, l-am văzut pe Fabrini, aici un șut și cred că este gol, cred că este gol. Iată faza la care dinamoviștii au cerut gol, cu această minge trimisă de Steliano Filip. N-avem cum să ne dăm seama, poate aici. Nici de aici. Ianuș Gol, cu un balon excelent în dreapta pentru Sorescu. Sorescu prea bine, l-are pe Buș în fața sa. Sorescu caută poziția de șut. Sorescu trimite cu stângul, gol! Gol! Dejan Sorescu! 1-0 pentru Dinamo din minutul 21. Al șaselea gol pentru jucătorul de bandă dreaptă a lui Dinamo în acest sezon. Și vine un mesaj normal, un mesaj absolut firesc, pentru că sunt 5 ani de la trecerea în neființă a lui Patrick Ekeng. Da. Revedem faza superbă cu acea pasă excelentă a lui Ianuș Gol, preluare bună, dribling scurt al lui Sorescu și șut perfect cu piciorul stâng, care nu-i dă absolut nicio șansă lui Ianuș Brânză. Poliaș Dinamo 0-1 din minutul 21, marcator Dejan Sorescu. Onea centrează, o face bine, mingea este deviată și ajunge la Sorin Bușu, care încearcă din prima. Șutul său este reluat, este respins prost de Ante Pulic, dar Pulic... Aici nu a fost offside la pasa lui Mensah pentru Onea. Vedem centrarea, mingea este deviată de Zaimovic, ajunge în stânga la Bușu, care șutează din prima, nu o face deloc rău. Șut sau centrare, ce-o fi vrut să... Mihalache șutează, Eșanu respinge în față, urmărește Popadiuc, Eșanu intervine din nou. Mensah bate cornerul, bine, gol! 1-1, marchează Zaimovic pentru... Nu, la, cu mediașul a pierdut, cu viitorul a câștigat, foarte bună lovitura de cap, foarte prost marcajul, bună și centrarea lui Mensah, iar Eșanu nu a avut absolut nicio șansă la această reluare bună, foarte bună. Acest corner, mulți jucători în alb-roșu, în careul lui Ianuș Brânză, Albentosa se remarcă și de această dată. Ce regulă? Iată aici Albentosa, singurel în 7 metri, reia acea minge, respinsă de Ianuș Brânză. Nu cred că a cerut gol, cred că... Banzo, un foul, ce o lovitură liberă, nu o primește, dar Morsei e deposedat imediat, apare foarte bine Nemeț, Morsei, în poziție bună, Morsei, gol! 2-1 pentru Dinamo. Nemeț își trece în cont o pasă de gol, în timp ce Morsei punctează fără nicio emoție în poarta lui Ianuș Brânză. Și putem spune că Dușan Uhrin Junior a fost extrem de inspirat odată cu trimiterea pe teren a lui Morsei. A doua finalistă, după ce Manchester City s-a calificat aseară, aici Dinamo e în ofensivă și Blejdea se descurcă minunat. Blejdea continuă, Blejdea șutează pe lângă poartă. Rămâne 2-1 și rămân mii speranțe pentru
foarte de poarta lui Ieșanu. Noi revedem faza frumoasă a lui Blejdea. Pe cât de bine s-a descurcat până în fața porții, pe atât de modest a finalizat mijlocașul de 24 de ani. Singur cu brânză, trimite la... Ațiu Feșnic pune punct partidei. Dușan Ohrin și jucătorii săi obțin a treia victorie consecutivă în Liga 1 după 2-0 cu Voluntari și 2-1 cu Viitorul, iar Dinamo face 24 de puncte, în timp ce Iașul rămâne pe ultima poziție cu 17 puncte. Trei goluri în această partidă. Unul al gazdelor, marcat de Zaimovici în minutul 42, două pentru Aspeți, reușite de Sorescu și Morsei, minutele 21 și 54. Eu sunt Ovidiu Ionescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă, multă sănătate. Rămâneți cu bine, la revedere! Hai să tu acolo, te rog frumos, că am înțeles că aveți avion și ne grăbim. Da, Vlad, Ieșanu, unde e?